Simona Gherghe de urgență la spital. Ce a apărut pe contul ei de Facebook, familia Vedetei TV, trece în acest moment prin clipe de panică. Simona Gherghe a fost dusă de urgență la spital, unde medicii i-au administrat imediat perfuzii. Aceasta a împărtășit aceste clipe grele cu fanii săi, publicând o imagine de pe patul de spital, cu branul la la mână. Prezentatoarea TV nu are probleme grave de sănătate, așa că este de așteptat să se recupereze rapid. Chiar și în aceste momente dificile, Simona Gherghe nu și-a uitat niciodată fanii, ținându-i la curent cu tot ce se întâmplă. A continuat să le trimită mesaje și de pe patul de spital, așa cum face și acum. Într-o zi, cu o mulțime de planuri, s-a întâmplat asta, a scris Simona Gherghe în mediul online.